La noapte cerul va fi mai mult noros și local vor cădea precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare, except în regiunile vestice și litoralul unde vor predomina ploile. Vor fi condiții de polei, vântul va avea unele intensificări la munte, în special pe creste, se va intensifica treptat și în sudul și sud-estul teritoriului, iar în rest va sufla în general moderat. Temperaturile minime vor avea valori de la -7-6 grade în estul Transilvaniei, până în jurul la 4 grade în sudul litoralului și în Banat. În capitală, cerul va fi noros și vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul se va intensifica treptat, temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade. Mâine vremea se va răci în toată țara. Cerul va fi mai mult noros, local în regiunile vestice, sud-vestice și zona de munte și pe spații mici din restul teritoriului vor mai fi precipitații slabe. Acestea vor fi sub formă de ninsoare la munte și în Moldova, mixte în Banat și în Crișana și predominant ninsori în celelalte regiuni. Vântul va avea intensificări temporare în sudul, sud-estul și pe arii restrânse în centrul și nord-vestul țării, cu viteze la rafală în general de 45-55 de km pe oră, mai mari pe litoral și în sudul Banatului, unde vor atinge 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 5 grade. În capitală, vremea va continua să se răcească. Astfel, temperatura maximă va fi de 0-1 grad. Cerul va fi mai mult noros, dar numai trecător. Îndeosebi în primele ore, vor mai fi condiții de ninsoare slabă. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală în general de 45-50 de km pe oră. La munte, vremea va continua să se răcească, devenind geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ninge în prima parte a intervalului, în cea mai mare parte a zonei montane, iar noaptea, mai ales în masivele nordice și pe arii restrânse în cele sud-vestice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste.